Deci, e o formă tot de falsificare a monedei și sistemul prin băncile comerciale. Criptomonedele au apărut tocmai în această căutare permanentă a omului de a găsi rezolvare la acest furt. Pentru că există un monopol și oamenii s-au prins că ei practic sunt furați permanent de rezultatele timpului muncilor. Asta e realitatea. Pentru că prin inflație asta se realizează. Dacă tu muncești acum 8 ore și primești 10 euro pe oră, să spunem 80 de euro pe zi, 10 euro pe oră, 2 ore nu le consumi. Deci de 60 de euro plătești ce vrei tu și 20 de euro îi pui deoparte. Asta e echivalentul celor 2 ore muncite, da? Cu care acum poți să-ți cumperi niște lucruri. Ei bine, într-o economie corect arhitecturată, peste 5 ani sau 10 ani, ar trebui să-ți cumperi cel puțin aceeași cantitate de bunuri și servicii ca acum. Pentru echivalentul celor 2 ore muncite. Dar tu îți vei cumpăra peste 5 ani sau 10 ani echivalentul unei jumătăți de oră. Ai muncit 2 ore, dacă nu ai consumat în momentul ăla și consumi peste 5 ani, consumi ca și cum ai fi muncit doar jumătate de oră. De ți s-a furat timp. Păi timpul e resursă finită și neregenerabilă și acest furt de timp practicat de sistemul bancar de state este inimaginabil pentru secolul 21 în care noi ne numim societate avansată și în care avem toată cunoașterea lumii la un clic distanță. E o rușine. Faptul că tolerăm acest sistem în continuare e o rușine. Tu vrei să te pui cu noua ordine mondială care... Păi nu, dar trebuie să recunoaștem o realitate. Adevărul, ăsta e rolul intelectualului, trebuie să spună adevărul. Altfel nu se transformă decât în propagandist. Iar adevărul este ăsta și nu poate nimeni să îl combată.